Gata. Problema 2 de la 122, din manualul de clasa 8-a. Din manualul 2, geometrie. Geometrie, manualul de clasa 8-a. Doi de la 122. Punctele A, B, C și D sunt necoplanare. Ipoteză să facem, da? În ipoteză avem A, B, C și D necoplanare. Și punctul E aparține lui AD. E aparține lui AD. Amic. Sunt coplanare punctele B, C, D și E, justificați. B, C, D, E. Coplanare. Coplanare. Să justificăm și avem câte drepte și câte plane sunt determinate de cele 5 puncte. Câte drepte? Ai văzut el sau ce-i văd? Câte plane? Cum facem? Știm bine cum facem. Facem o figură care e o piramidă, de acum știm în limbajul nostru pe depe. Iar eu e pe AD. Eu e un punct undeva pe AD. BCD e BCD și E sunt coplanare. Da. Din ce motiv? Că E nu aparține planului BCD. E nu aparține planului BC de, da? Și atunci sunt coplanare, dar sunt necoplanare, dar nu aparține. Necoplanare, așa ai zis, nu? Nu știu. Nu, ai zis coplanare, dar întrebarea era coplanare. Dar sunt coplanare. Deci, Miruna, în unghiul B, C, D, și eu nu este pe D, B, nu este pe D, C, pe C, B. E clar că sunt necoplanare. Ei zic sunt coplanare și voi ziceți nu. Da. Pentru punctul A, răspundem E, nu aparține, da, nu aparține planului BCD, BCD. Rezultă? Rezultă. Că E, B, C, D, ne, o planare. Benic. Câte drepte și câte puncte? Și câte plane? Și câte plane trec prin cele 5 puncte. Câte drepte și câte puncte? Și câte plane trec 4. De ce 4? Păi DGA, DGB, A, câte? Și DAB. 4, nu? Prin câte? Prin câte ce? Prin câte puncte? 3-4 plane. Prin ce? Prin 4. Prin cele 4? Dar acum apăr și eu. Apăr și eu. Ducem că e. Deci ducem pe ce e. Ducem pe blue e. Ce e.
3. Să avem 1, 2... Câte drepte? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Câte drepte? 10 drepte? Nu, 10 plane. 10 plane? Deci, erau cele 4 care le știm noi, mai multe. Da. Mai venit E, C, A. E, C, A. ECA este un plan diferit? Nu cumva ECA coincide cu DCA? Ba da. Am mai venit ECB. ECB este un plan de sine stătător, da? Și mai avem alt plan? Nu. Și... Deci, adică, sunt plane DCA, DCB, da. ACV, ABC, ABD, nu? Da. Și ABC de jos. Patru plane care erau minte. Da. Prezența lui E, PAD, PAD generează E-C. Sau determină planul ECB. DEC. 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 Este același plan DCB, DCA. Că DCA și cu dreapta EC, fii atent, EC și cu DCA, au în comun două puncte, au pe C și pe E. Și atunci toată dreapta EC este inclus în planul ăsta. Și nu există un plan diferit de DEC ăsta, e diferit de DAC. Insistați că e simplu. Da. Deci planul DAC, ăla dinainte cu patru puncte, coincide cu planul DEC și cu ECA. Pentru că ECA este inclus în planul respectiv. Deci nu e un plan altul decât DEC. Sunt coplanare punctele DCA, E. Sunt coplanare, sunt același plan. Corect. Bun. Deci sunt 5 plane, am zis. Da. 4 înainte și am mai apărut ce părere aveți de planul... Vorbesc oare cumva de planul EBA? Nu, că e la fel cu planul de la... Sigur că da. EBA este unul și acest cu planul ADB. Pentru că EBA este inclus în planul acela, da? Dar cum are două singură dreapte, domnule Vețar? Asta că am dus-o așa, o obligă un pic. Aha. Am dus-o obligă, dar să nu cumva să se supraapune și să nu mai vedeți planul ăsta. Da, da, da. Spuneam că el nu generează un plan cu D, D, E, B sau da. E, B, A. Este limpede că E, B este inclus în D, A, B. Deci sunt 5 plane. Deci acolo planul ce e pâine, da. Și dacă mai vedeți un alt plan? Nu mai vedem. Așa este, pentru că s-a secționat plan, practic. Dacă v-ați imagina, am dus un plan de secțiune prin CB, care a tăiat piramida și a ieșit în punctul E. Deci eu acum acest plan de secțiune. Și nu mai am alte plane, în afară cele patru care le aveam înainte, mai venit al cincilea. Și câte drepte? Dreptele, hai să le vedem. Dreptele sunt mai multe, nu? 11. 11? Păi, 30 cu 3, 30 cu 3, 6, când aveam la 10 de 9, 7, 8. Și am ECB, CB. CB, am zis că 3 sus și 3 jos. Era CB. Când am ABCD, când am ABCD, am 3 cu 3, 6. Apare acum am plus EBO și ECO. Deci 6 cu 2, 8. Nu?
Păi și D-E și E-A. Care? D-E-E-A. D-E și E-A sunt foliniare. Da, da. Și? Păi și sunt drepte diferite. Dacă foliniare? Dreapta. Câte drepte? Dreapta B, mă înțeleg cum e. Sigur că da. Deci, dreapta de A. Exact. Da? Poți fi și 99 de puncte. Exact. Te vei tu pe dreapta respectivă. Dreapta e infinitate de puncte. Tot o dreaptă. Tot o dreaptă este. Din două puncte distincte, deci o dreaptă și mai multe. Corect. Deci, la întrebarea, câte drepte și câte bane sunt date de cele 5 puncte? Răspunde. Punctul B. Normal, că deși indică tot. Deci, da. Dreptele. A, de trebuie să dictez. A, B. De ce mă da? A, C. C, B. Am pus B ăsta de jos. A, B. D, B. Și D, C. D, C. Și după aia E, B și C. E, B. Efectiv, e și pe asta am terminat de pe Alex, pare. D, A, B. La numărul D, A, B. B. D, C, B. De D, A, B. C, C, A. D, C, A. De cum așa, da? D, C, B. D, C, B. ACB. ACB. Aici m-am încurcat. Și e CB. Da, și e CB, da. E CB, da. Și banul e CB. Și după asta, răspunsul îți... 8, nu? 8 drepte. Și 5 bani. Și 5 bani. În da. Condiții de probleme de acum. Altceva. Și mai facem o problemă? Da. Deci, Miruna, să ne clarificăm. Deci, dacă am spus că prin două puncte distincte, deci o dreaptă și numai una, atunci când un punct este fixat pe o dreaptă, nu segmente de gândit, ci... Ca să nu mai picăm un păcat. Bun. Sunt doar ce avem. Deci, problema care? O problemă, nu zic, problema la 124. Problema? De la 124, sigur, problema e. Sunt unul la BC, avem AB egal cu 15. Deci, în ipoteză, am triunghiul ABC, în care avem AB egal cu 15. Și AC egal cu 10. AC egal cu 10. Fie mână, aparține lui AB. Mână. Fie mână, aparține lui AB. Și mână, aparține lui AC. Fie mână, aparține lui AC. Care este poziția relativă a dreptelor mână și bâcă, dacă? Deci, mână, mână, ce părere aveți de mână și bâcă? Bâcă. Dacă. Ce putem spune de dacă? Da, am zis, A e egal cu 7. Dacă A e egal cu 7 și A e egal cu 4. Și A e egal cu 4. Și la B avem A egal cu 5, A egal cu 5. Asta a fost punctul amic. B egal cu 5. A egal cu 5. Este 5 cm și A egal cu 5 cm. Și A egal cu 5. Tot ce am două. Da. Da. Hai să vedem. Deci triunghiul ABC, cum un triunghiul are tare. Poate mai mare, altul mai mic. Da. Deci, ne uităm și după AB și AC, da? Deci AB-ul. AB.
Ce? Asta să zicem că este de 5 sau de 5. Nu, nu. Și ce? Ce? A, ce? A, ce? Eu am avut în minte să mă testu sau de mai. A, B, C, da? Apoi de ce? A, B și A, C. Mă aparține de A, B. Mă aparține lui A, B. Pare că zero tundi era. A, B. Asta înseamnă că pe interior. Mă aparține. Dar așa în felul cât, acum pentru punctul A, eu este 6. Deci A, așa am spus, da. A, mă, e 6, da. Dacă e 6, îmi pune pe aici da. Și că se rămână 9, da? Da. Mă, aici. Iar nou, A, sunt 4. A, nu e 4. Aproape la jumătate. Aproape. Așa, pe aici. 4. Deci, asta este 6 și asta este 4, da? Da. Ce părere aveți despre dreptele mână și bece? Zboară. Ah, zboară repede. Dacă o să știu, eu să știu așa, mi se pare nou sau avem noi un motiv să spunem concret? Teorema fundamentală a asemănării. Sigur că s-au reciproc, dar tale sunt mai bine. Da. Cu o dreaptă paralelă la una din naturi, tai în celelalte două segmente proporționale. Dacă tai în segmente proporționale, e paralelă. Dacă și nu mai dau teorema lui Tales mai ajutat. Așadar, dacă cumva constatăm că am supra m, b, egal cu an supra m, c, dacă constatăm asta, sigur că mână va fi paralel cu bece. Să vedem. Să vedem. Deci, am să scrie este asta. Am sau mână, pardon. Mână. Mână. E paralelă cu bece. Dacă și numai dacă am supra mb egal cu an supra NG. Ce ar fi echivalent? Să facem și noi capul 6 supra 9, nu așa bine? Da, da. 6 supra 9 este egal cu 4 supra 6. Adevărat. 6 ori 6, 3, 6, 4, 9, 3, 6. Sau dacă vrei, simplificăm pe aici pentru 3 și vine 2 pe 3 egal cu 2 pe 3. 3. Deci sunt paralele. Asta înseamnă că sunt paralele. În cazul A. Deci pentru A mici. Rezultă mână paralele cu B. B. Mână nu e paralele cu B. Probabil că de data asta, fiind A mână și A mână 5, nu este adevărat de acord. A mână supra mână. Nu este. Diferit este, nu? Da. De ană supra ană. Dar concret, ca să vedem cum. În paranteză, ană. 1 pe 3. Deci ană. 5 pe 15. 5 pe 15. 5 pe 10. Ană. Nu, e 5. A, stai, vreau să... Dacă tot e 5. Ană pe mb. Da. Ană pe mb. 10, corect. Da. Tot e 5. Corect. Da, da. Și am 5 pe 10. Egal cu 5 pe 5, nu? Da. Că total făceau 10. 10, da. 5 pe 5. Pe mult că nu tot fie egal cu 1. Da, deci, indiferent, asta înseamnă că nu sunt... Paralele. Deci rezultă că mână nu este paralel, nu este paralel cu... Cu BC. Cu BC. Mână nu este paralel cu BC. Asta era o problemă geometrie plană, mai să recunoaște. Da, dar nu sunt nicio. De ce deci, o băgat-o pe aici? La criterii de paralelism au zis ei, ca așa după amintii ei, criterii de paralelism. Problemele din geometrie plană. Așa, 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 așa. Da, da, da. Deci, la criterii de paralelism... Nu mai duceți voi aminte? Că nu o depuneți cu paralele?
Sigur că cum vorbeam de cele 8 perechi, ziceți. Sau una dintre 8, nu? Păi știm, ziceți. Deci avem suficiente criterii acolo. Printre care și reciprocate remunerate. Da, reciprocate remunerate. Da. Mai există și teorema asupra liniei mijlocii între unul. Și mai există teorema asupra liniei mijlocii în trapez. Da. Da, înălțime în trapez, patul, nu? Cum? În trapez, în mijlocii înălțime. Cu sfii înălțime. Cu sfii înălțime, dacă tai în mijlocii. Uite, uite, menul. Asta este, între trapezul, un trapez oarecare. Și linia mijlocii este cea care numește mijloacele, da? Mai trebuie în baza în care... Ei, nici o trebuie în altă lume, comunică, paralele. Da. Deci, deci e mea. Ia, linia mijlocie. Știți bine, este egal să emisiunea bazelor, da? Mhm. Și dacă, iată, ducem, putem duce și diagonalele. Ei, povestea era aceea când trecea linia care trece chiar prin intersecția diagonalelor. Are o calitate. Deci, când duc diagonal într-un trapez și duc această dreaptă care trece prin punct de intersecția lor, segmentele acestea sunt egale. Se poate dovedi așa. Da? Așa ceva sunt aplicate pentru... Da? Am lămurit ce înseamnă linia... Mijlocii în trapez. Da. Deci eu la algebra am lucrat de lucru, dar la geometrie nu mai am ce se le dau. Ei, ce algebra? Nu cu da. Sigur, găsim. Dar la algebra și domnul profesor, au găsit un capitol, dar îi dau una singură, habar n-am cu. Și acum, dacă au venit legea, așa aveți că avem... S-a plăcut este capitolul respectiv, știi? Mm-hmm. Și sunt o groază de chestii care eu sunt sigur că e capa. Ne dă la examen? Nu înțeleg. Păi cum dacă îi dau opta? Cine ne dă examen nicio? Ba da. Ba da? Știe adusul. Da. Cât timp avem? Nu știu, jumătate de oră. Așa. Hai să mai facem ceva la algebra, dacă tot... La algebra și... O groază de chestii interesante. Deci amestecăm fișierul ăsta cu de toată. Exact, asta e. Nu știu, dar nu știu, eu mai scot o copie, dar nu știu cum mai scot. Ce? O să te leagă nimic un fișier. Haideți să ne facem da. O piramidă, domnul profesor. Hai să facem la o piramidă. Până acum, da, da. 4 puncte din copilă, da, o da, da, piramidă. Da, da, da. Facem una de acolo, de la aceeași. Suntem un... Tot atunci acolo, da. Zice și cu paratură. Păi una, tu nu ai învățat, dar am discutat de aceea teoria. Auzi, dar nu-i vorba de teoria în afară. Mulțumesc acum, atât de interesant. Simplu. Exact. Faptul de când e necoplanat, e piramidă. Exact. Există piramidă din afară. Da. Hai să rog, Dumnezeu. Acum ați văzut o problemă. Păi eu. Păi care e prima mea de desen, mama prima? Vreau să fac două cărțuri de desen. 14, de la pagina 115. Deci 14, de la 115. S-a învățat că este aria bazei unei piramide triunghiulare? Nu vezi. Aria bazei unei piramide triunghiulare. Piramide, ce bază are o piramide triunghiulare? Într-unghi. Așa, și? Aia triunghiul, înseamnă aria bazei. Ce vă speriați așa? Păi dacă o faci să sună complicat. Da, da, hai să gândim. Deci, aria bazei unei piramide triunghiulare regulate, VAB. Deci, piramida triunghiulare regulată. Deci, VAB ce? Triunghiul de bază este un triunghi echilateral. De regulată, adică o regulată de regulată. Noi să facem un spațiu, voi înțelegeți că e vorba de faptul că toate laturile sunt egale și spațiul niciodată nu o luăm cu laturile egale, nu am luat nici pătrate și nu am făcut o fie. Asta se înțeleagă. Da, 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 da. Deci, reprezentarea în spațiu, așa trebuie făcută. V. Și acum asta nu se vede.
Asta se vede și asta se vede, da? Da. De A, de G. Deci, piramida de A, de C. Are... Și azi, area bazei. Piramide, triunghiulare, reglată. Reglată. Avem, practic, ascuns că triunghiul A, B, C, V, triunghiul A, B, C, A, B, C, echilateral. Asta înseamnă piramide triunghiulare regulară. Da. Piramide triunghiulare, bază în triunghi, echilateral. Corect. Area bazei. Adică area acestui triunghi echilateral. Da. Ești... Aria... Bazei. Aria. A, B, C. A, B, C. Șerțele pică radicale în 3. Cât? 16. Radicale în 3. Așa. Și pătrați. Dacă măsura unghiului V, B, C. V, B, C. Adică... Tot unghiul ăla de acolo. E 30 de grade. Mai adăugăm că măsura lui V, B, C. Egal cu 30 de grade. O să calculăm aria triunghiului V, B, C. Cu cine este egal aria? Triunghiului. V, V, C, egal cu 3 de grade, nu? Așa. Da. Da. Aria triunghiului V, B, C, dar cu pază în centru al aria. Al cui? Al lui? V, B, C. V, B, C. Da. Dar... Cu ce mărăție? Și este V, B, C, Miruna? Este un triunghi isoscel. A, B, C, de jos e echilateral, dar este la altul, este unghiul ăla și sunt egale în piramide. Și ăla isoscel, și dacă isoscel, haide, de acum știți. S-au legat. Cu cine este egal? Putem lua triunghiul ăsta deoparte. Care triunghiul? Nu, triunghi isoscel. V, V, deci, întotdeauna mai chiar dacă nu le vedeți egale, V, A, cu V, V, cu V, G. V, A, cu 30, 30. Ăsta este, de cred că și de 30. 30, așa, dacă vreau. V, de 180. 30. Ăsta e de 120. Da. Și știm că area lui ABC, care într-un echilateral, este 16 radical din 3. Aici e la a doua ori 4 supra... Nu, ori radical din 3 din 4. Ia știți formula A, B. Aria. Sau BC, de trebuie. Deci, practic, într-un triunghi lateral. Că ăsta de jos e lateral, da? Deci, A, B, C, e lateral. Aia, puteți să aflăm BC-ul aici. Știi tu, aia triunghiului dreapt, formulă ceva? Da, e la a doua, ori adică din 3 pe 4. E aia triunghiului lateral. Alex, a diferit de apropo asta? Eu nu prea mi-amintesc că nici așa că tot de măsură. Păi de ce Miruna? Păi de ce nu? Imediat tot de măsură. Uite, pune-mi el în gândire la... Uite, Miruna, decât să o memorez. Exact. Ca să știi, mă ne uiți. Mulți am și ei, eu am venit cu un exemplu concret acum. Corect. Asta e lumea. Asta toate, toate le... și până aici se zice, mă, cum mă... Lupe 2. Lupe 2 este cu cartea asta. Este un triunghi amul, ce fel de triunghi este atunci? Tot triunghiul ăsta amul, de triunghi. Da. De triunghi. Și apoi jos de amul. Și apoi jos de amul. Și zicem amul. Amul pătrat. Hai că rog. Amul pătrat. Adică înălțimea care e pe nevoie. E cap cu D pătrat? Din ipotenuză, din AB pătrat. Avem pătrat, scădem pe BM pătrat, nu? Minus BM la pătrat. Adică AM la pătrat, egal cu el pătrat. Avem el pătrat, minus el pătrat pe A. Și atunci face ajumitor. Și face spațiul el pătrat, minus el pătrat pe A. Adică 3 el pătrat. Păi pasă. Și atât da. AM, AM, Miruna. AM simplu, este egal cu L radical alată. Din tot rezultatul ăsta, din 3 L pătrat. Exact, și de greșită.
Și iese în factor comun leu om. Radicalul e numărător și denumitor. Nu? Radicalul e și numărător și numitor. Vine și vezi supra 2. Și atunci dacă într-un și baza leu și înălțimea o știm, și atunci aria triunghiului echilateral la ABC este egal cu baza care e L. Ori înălțimea L radical din 3 pe 2 și totul supra 2. Nu? Nu? Și acum așa așa. Și face L ori când face L pătrat radical din 3. Da, asta văd că 4. Da. Când am, când ai zis lăpătrat radical între 4, zici că avea o poezie și poate să fie lăpătrat radical din 2 sau din... Sau pe 2 sau, sau pe 2 sau pe 4. Pe 2 sau pe 4. Și acum știi că e pe 4, pentru că înălțimea deasupra 2 și vine din arii, tot împărțit la 2 și de ce e pe 4? Secvența asta, dacă o ții minte, nu mai intre în, la dubiu sau nu mai ești în dubiu în legătură că e 2 sau 4. Corect. E 2 ori 2. Și 4. Și 4 sigur. Și asta e cam 5 radical din 3, domnul profesor. Exact. Deci asta e cam mai departe. Că mi se dă anii. Da. Mi se dă că de 16 radical din 3. Deci vă scrie și mai. Că L pătrat radical din 3 pe 4 egal cu 16 radical din 3, nu? E de pe cine află copii? Îl îți vedei la asta. Radical de 3 cu radical de simplificare de o parte și de alta. Da, și este el pătrat egal cu... El pătrat egal cu 16 ori 4. 16. 16 ori 4. Adică îl egal cu 8, nu? Da. Ei, dacă am aflat pe zi, de fapt știu acum pe de ce. Corect, știu pe de ce. Da. Fiindcă figura o fac și eu mai aproape de aia, da. Deci, de 30 de grade, să spui de 30 de grade. Prea arată așa, de ce împotriva fiii. Asta 30 de grade, aici este 120 de grade, nu? Și asta cât este acum? Acum post. Cum aflăm aria și structurile? Ducem mânăția pe BC și avea într-un dreptunghic V, R, V, până am prins. Deci, ducem mânăția din V. Aria cu ce înseamnă? Baza? Și facem aria lui V, R, V, V, R, C. Deci, ai zis tu cu el aici, da? Da, aflăm aria lui V, R, C. Simplu că avem că V, C, îl știm pe R, C. Deci știm ăsta că e 30 de grade, nu? Da, știm pe că că B, că e tot 8, nu? Și atunci, ăla e C este 4. Da. Și știm că V, că împărțit la 2 egal cu V, R. V, că pe 2 egal cu V, R, că ăla e de 30, ăla e 90. Asta e de 90, asta este de 60. Da, da, ăla e de 30, ăla e de 90. Da. V, R, or 2, egal cu V, C. V, R, or 2, egal cu? V, C. Așa, cu unghiul opus, latura opusă unghiului de 30 de grade, jumătate din ipotenuză. Da, și așa aflăm aria lui. Și aflăm pe V, R. Da, deci știm bine că de două ori V, R, egal cu V, C. Da. Deci, în loc de nu dăm cu X, cu X pe asta. Pe V el cu X. Aici e 2X. 2X. Da? 2X. E dublu, da. 2X. Și atunci apare că, teoria ta vă spune cum. În triunghi, hai să zicem, în triunghiul V, R, C. V, R, C. Avem. Avem C. V, R, C. Notată cu X. V că e 2X. V, C egal cu 2X. Iar R, C. 4. R, C egal cu 4. Și pe Pitagora rezultă că
Ipotenuza la pătrat, adică... 4x pătrat. Este egal cu asta la pătrat, x pătrat. Și plus 16. Așadar, 3x pătrat egal cu 16. E un x pătrat. Poate egal cu 16 pe 3, nu? Și atunci x simplu e radical. 4 supra radical din 3, 4 radical din 3 pe 3. 4 supra radical din 3 raționalizăm și egal cu 4 radical din 3 pe 3. Și asta cam apar pe cine? Pe x. X. Dar de cum e înălțime? E progresivă? Nu. E bine, da? Acum știm, bandă, înălțimea spre 2 află mare. Și acum are a lui VBC, care este acelui. Are VBC. Egal cu baza, care își simt. 8. 8. Ori înălțimea. Tocmai ce am făcut, 4 radical din 3 pe 3. O avem aici, nu? 4 radical din 3 pe 3 și tu supra 2. Simplificăm printr-un 2 și prin 4. Ori 4 radical din 3 pe 16, radical din 3 pe 3. Și acum aflat. Aria lui VBC. Deci aria lui ABC era 16 radical din 3 și asta a lui VBC a ieșit 16 radical din 3 pe 3. Da, deci ați înțeles cam care a fost ideea. S-au mutat. Problema aria a fost a știm aria unui triunghi. A ăștia echilateralul mai întâi. El pătrat radical din 3 pe 4. Eu uitasem și cu Adi, nu? Am doi am uitat formula asta, care au un metru echilateral de el pătrat radical din 3 pe 4. Aliza am demonstrat acum. Și Miruna spunea, nu mai demonstrăm că nu are rost. Și noi am făcut-o pentru că și pentru ea este divară, și mai ales pentru prietenii noștri care vor privi, este important să avem legătura aceea. Cum să obțin formulele ca să nu picăm în păcatul de a uita și până ce fac pe 2 sau pe 4, din cauza simplei inexactități de aici, între aspre 2 sau 4, le-ai dat totul peste cap. De ce el pătrat radical din 3 și radical din 3 nu e radical din 2? Pentru că s-a dus aceeași mitos, ai văzut acum, rămas din 4, el pătrat, rămas el pătrat. Deci, niște lucruri trebuie să fie ținute ca finalul formulei să fie clar și să îl poți folosi cu precizie. Și vedeți de mulți lucrări de geometria plană în spate. Foarte des, v-am spus, în multe situații o să vedeți cum o problemă de geometrie în spațiu se reduce la o problemă de geometrie plană. Fie metric, cum este aici. Metric este aici. Ce înseamnă metric? Adică sunt numai măsuri laturilor, aia, frioare, rafte, nu știu ce pe acolo. Deci totul e funcție de cât de sigur ești pe geometria plană. E și fără un semn. Așa. Eu mai am probleme. Hai să ne oprim aici, că da. Vreau să... Da, deci să vreau să fie de acolo. Așa, vor. Hai să ne oprim. Da. Aia de final. Hai să facem sinteză. Sinteză, mă rame cu ea. Da, ce. Deci, sinteza... Oare. O să facem și la algebră, că mi-a putut și la algebră și la algebră. Exact. Oare. Ei, hai să mergem așa după. Neapărat. Nu mai zic. Haideți să încercăm să ordonăm mai da, dar am făceam la da. Da, sunteți la mai. Chestia aceea că dacă o sumă este o sumă de două sau mai multe numere da. Este 0, o sumă de două sau mai multe numere pozitive este 0, atunci fiecare este 0. Da. Deci, dacă x, y și z dar cum plus numere pozitive și x plus y plus z egal 0. Atunci rezultă că x egal cu y egal cu z egal cu 0.
sumă de numere pozitive este 0, atunci toate sunt 0. Foarte des sunt în aplicații. Ați văzut? Am văzut așa. Apoi, 1, 2, nu mai știți că este cât de mare timp să spadă chestia asta, să fie. Deci dacă o sumă de două sau mai multe numere pozitive este egal cu 0, atunci toate sunt egale cu 0. Da? 2. Dacă un produs de numere, dacă un produs de numere pozitive, dacă un produs de numere pozitive este mai mic sau egal cu 0, atunci rezultă cel puțin numere este 0. 3. Am făcut metoda regăsit absurd. Foarte important, da? Metoda reducerii la absurd ca metodă de lucru, ca metodă de demonstrație, da? Ca metodă de demonstrație a unei probleme. De aia zice sinteză, deci asta chiar merită să fie scrisă de voi pe care se află. Ca o... Da? Asta sunt lucruri care am atins și am făcut aplicații pe baza lor. Pe baza de stor am făcut aplicații, da? Patru. Exerciții. La gen. Geometrie. Geometrie. Unul a făcut determinarea numărului De drepte de plane, nu? Da, cu literativă. Deci determinarea numărului de drepte plane în condiții date de 4-5 puncte metri. Am și numărat 2. Probleme de are. Da. Da? Paralelism. Ce s-a făcut după aia acolo? Da. La revedere, hai ziare! La revedere, vă mulțumim că ați venit la microfon. Vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați, dragi șef! Să nu uite mai! Păi da!